Marcel Ciolacu face chiar acum declarații, doamnelor și domnilor, haideți să-l ascultăm. Pentru că trebuie două legi esențiale. Am făcut legea pensiilor mai devreme, tocmai ca să relaxăm un pic cadrul, așa i-a dus mintea pe ei. Dar putea să-i întrebați și atunci, că nu mi-am amintit să-i întrebați. Când au trecut și 9,4 și toate tâmpeniile din lume în PNRR, crezând că într-o cerere de plată, în același an, poți să faci și pensii și salarii și reformă fiscală, poate și alegeri și să ne batem și cu ruși. Eu cred că e cam mult. Eu ce v-am spus este că acest lucru se va face cu un dialog concret, atât cu sindicatele, cât și cu patronatele. Eu nu fac lucrurile pe colțul mesii. Eu nu arunc România într-o aventură după ce am muncit împreună cu toți colegii mei din Guvernul României să aducem această stabilitate macroeconomică. Da, spun de peste 2 ani de zile că este cea mai mare impozitare la salariile mici din Europa. Peste tot. Dar legislația, eu nu pot să risc să vin cu scăderi de impozitare la salariul minim pe economie și să mă trezesc de la o treime cât sunt angajați în economie acum cu salariul minim, să am 2/3. Pentru că asta înseamnă că am distrus România și n-am salvat. Ca să iau o măsură pe picior, ca să-mi aducă eventuale voturi, nu am să o fac. Vă repet, lăsați-mă exact cum le-am făcut și cum a venit apocalipsa în România mereu. Nu m-am încadrat în deficit, am dat faliment, le-am rezolvat pe aia. Anunț o veste bună. Să fiți atenți la inflația peste 2 zile, care va fi anunțată. Concret, în acest an am putea să vedem schimbări? Sau... În acest an presupun că începem să luăm parte din măsuri. Dar când avem tot filmul și tot planul întreg și anunțăm pe români, cu asta se începe, la asta duce. Aici sunt deducerile, ai copilul la grădiniță, ai copilul la școală, îți deduci din impozite, eu stat suport acest lucru, ai în sănătate, îți faci asigurare privat. Aceste servicii nu pot fi sustenabile numai de la bugetul de stat. Am ajuns la cheltuială cu domnul Rafila la aproape 1 miliard de euro pe lună în sistemul de sănătate. Și mă uit la dumneavoastră la Digi și văd din două în două zile cum se spune că nu sunt bani de medicament. Deci ceva nu funcționează. Eu nu joc. Nici eu, nici domnul ministru Rafila nu ne permitem să jucăm în acest film. Presupun că am ajuns în funcțiile acestea să rezolvăm problemele. Și aș mai fi o